Bună seara domnilor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. Au trecut sărbătorile, dar nu au fost unele liniștite pentru că există o instituție unde în spatele ușilor închise se fac planuri. Planuri multe, și politice și administrative. Invitatul meu din această seară sper că va reuși să ne lămurească cel puțin în vreo două, trei chestiuni esențiale pentru Timișoreni, dar și pentru Timișeni. Bună seara, domnule Călin Dobra. Agitație mare la Consiliul Județean Timiș, zic politic și vreau să începem cu chestiunea aceasta. V-aș întreba dacă astăzi colega dumneavoastră de coaliție, Roxana Iliescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, care își anunțase demisia, cel puțin pe Facebook, din PMP, a fost la lucru? Sau dacă și-a depus vreo demisie? A fost la lucru, dar demisie nu avem la momentul ăsta, nimic uh, scris, nimic, scris. nimic uh, oficial. Asta înseamnă că domnia sa este în continuare în activitate Categoric. și a lucrat, a fost la serviciu program Categoric. normal. Categoric. Ați avut o discuție cu domnia sa pe tema celor întâmplate la București? Da, normal, după ce a făcut acea deplasare la București a avut ședința politică în următoarea zi, la Consiliu, am discutat de ceea ce s-a întâmplat și de decizia dumneai de a-și da demisia. Deocamdată, și-a anunțat această intenție pe Facebook. Nu cred că este rolul meu de a analiza intenția, decizia. La momentul acesta, ce pot să vă spun, și politic și administrativ, nu avem niciun nimic. fel de. Deci, lucrurile scris. merg înainte cer în același puțin, mod. În acest moment, în același mod. Bun, v-aș întreba un lucru imediat după acest anunț cine, de cine ați fost sunat? Dintre liderii din celelalte partide politice. Am fost sunat de unul din consilierii mei din cabinet cabinetul președinților Consiliului Județean care a văzut pe Facebook intenția doamnei vicepreședinte Acum Eu vă a... întrebam dintre restul liderii... De exemplu, lider... haideți să îi luăm pe rând Nicolae Robu v-a sunat sau va a de... un mesaj legat de chestiunea aceasta? Nu, nu. Domnul din... Bojin? Nu, am discutat cu domnul Bojin, dar doar și cu domnul Robu am discutat, dar ținând cont că au fost sărbătorile, ne-am urat sărbători Atât. fericite și domnul Sămărtinean toate... Celălalt, La fel. V-a sunat? La fel am avut aceleași urări de sărbători a, adică, hai, și... Hai, domnul! Stați că vă spun, nu e niciun fel de... Singur lucru m-a întrebat doar dacă există o demisie sau ceva scris la Consiliul Județean din Când Ce se domnul? întâmplă asta? Când v-a sunat domnul Sămărtinean să vă întrebe de demisie? Că e interesant. E înaintea sărbătorilor pascale. A, deci vineri așa, joi-vineri. Nu mai știu exact ziua. Deci v-a sunat, deci sunat domnul Sămărtinean să vă întrebe dacă există... Cred că, da, așa m-a sunat, nu i a răspuns, eram într-o șință, am sunat eu înapoi, am discutat, am povestit. V-a, cum... va întrebat dacă rămâne alianța în picioare, dacă... Am intrat e în discuții legate de alianță, dar așa cum am transmis A vrut la vă, toată lumea și transmis, și acum, nu intru în nicio discuție concretă atâta timp cât eu nu văd o mișcare concretă din partea doamnei bol. vicepreședinte. S-ar putea să renunțe la, această, la acest anunț de pe Facebook și să-și continue activitatea. Nu știu, nu înțeleg nici decizia. Dumne, Ce v nu? Eu? liniște la Consiliul Județean, astfel încât să putem implementa proiectele. V-ați dori județial. să mergeți mai departe în formula pe care o aveți acum? Nu cred că asta este discuția cea mai importantă. Eu v-am spus să, să mi-aș dori liniște la Consiliul Județean. Normal că o, o, modificare de vicepreședinte, o modificare chiar și de un consilier județean presupune anumite discuții și presupune anumite, să zic, negocieri și alte cele. Ceea ce nu cred că și-au rostul acum, ținând cont că suntem la jumătatea mandatului și ar trebui să ne concentrăm pe implementarea proiectelor județene. Spuneați? Dar asta nu înseamnă că nu le discutăm în momentul în care se întâmplă anumite evenimente. Bun, spuneați că vă gândiți la faptul că ar putea Roxana Iliescu să renunțe la demisie? Asta a, a trebuit să o întrebați. Nu, vă întreb. Există posibilitatea, atâta timp când nu este nimic scris. Asta din ce, a, ce ați discutat cu domnia sa? Va... Nu am tras concluzia asta. Nu? Nu, nu. 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 E, și Bun. vă rog să o întrebați. Pe dânsa, pentru înțeles. că până la urmă este o decizie strictă a. Evident. Chiar în ziua respectivă, aici în emisiune, a fost domnul Titu Bojin, fostul dumneavoastră coleg de partid, liderul UNEPRT, Timiș, care a venit cu niște chestiuni extrem de interesante. Și aș începe cu prima, cea mai importantă că își vă viza funcția. Domnia sa spunea, vorbea inclusiv despre un scenariu în care s-ar putea ajunge la demiterea președintelui Consiliului Județean Timiș într-o alianță care practic ar bloca timp de trei luni de zile activitatea Consiliului Județean pentru a-l determina pe președintele Consiliului Județean să demisioneze. Asta era varianta domnul Dracuș. Legată de funcția de președinte, că venim și cu discuția la cele legate de vicepreședinte. Haideți să vă spun uh, niște lucruri așa foarte direct și foarte concret. Nu sunt foarte stresat de această funcție și nici nu sunt agățat pe această funcție, de aceea am și un anumit relax în momentul când discut de funcția de președinte al Consiliului Județean, așa cum am de zile am fost și sub presiunea de a fi schimbat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean și când s-a rupt USL-ul și când s-a făcut uh, în cadrul Consiliului Județean un grup de consilieri independenți care au plecat din, part, din echipa PSD și care își doreau postul de vicepreședinte. Faptul că nu sunt disperat pentru această funcție cred că îmi dă și o anumită legeritate și un anumit relax în ceea ce înseamnă discuțiile legate de aceste funcții. Da, trebuie să recunosc că am o responsabilitate față de partid. Iar dacă Partidul Social Democrat a câștigat funcția de președinte al Consiliului Județean, într-o în cadrul unui protocol administrativ cu colegii noștri de la ALDE și cu PMP, e normal să mă lup și să mă zba pentru această funcție. Legat de posibilitatea de pierdere a mandatului de președinte, conform legii, există această posibilitate în cazul în care trei luni de zile, ședințele ordinare consecutive, nu, vor tre nu va trece niciun proiect, să se dizolve Consiliul Județean. Discutăm de dizolvarea Consiliului Județean, nu de demisia mea sau demiterea mea. Dizolvarea Domnule Consiliului a -a am a -a ideea că vă dați demisia ca să deblocați situația. Păi eu să-mi dau demisia, trebuie să-și dea demisia <gătă> cine nu votează proiectele. Bun. Interesant este că domnul Bojin spunea că și calculul matematic arată așa un EPR 3, PSD 16, 19 plus două voturi de la al de 21, uh, cumva, subiect închis. Și domnia sa spunea că așteaptă să-l curtați, să discutați pe tema uh, ofertei pe care o faceți. Eu nu fac niciun fel de ofertă. Nu? Că aștepta nu, domnia sa, citesc... Să ofertă, atâta timp când la Consiliul Județean există o echipă de conducere pe funcții, nu am ce să fac oferte. În momentul în care... Unul din vicepreședințe își va da demisia sau va pleca din anumite motive, atunci vom discuta. Deocamdată nu avem această Sunteți variantă. Sunteți pregătiti inclusiv să... Domnia s-au anunțat și niște condiții, una dintre acestea fiind, de exemplu, am reușit eu să... plecând de la discuțiile din plenul Consiliului Județean, fiind acea reînființare a direcției tehnice cu drumuri, secțiune specială, mă rog, exact cum era în vremea în care domnia să era președinte, și noastră vicepreședinte. Da, așa Ați este. Ați acceptat uh, chestiunea aceasta? Astea nu se discută în cadrul unei negocieri politice. Negocierea politică presupune uh, obținerea funcției de vicepreședinte sau nu, pentru că până la urmă asta este un vot politic dat în cadrul Consiliului Județean pe un anumit post. Domnul Bojin a lansat și în cadrul Consiliului Județean și în cadrul unei ședințe posibilitatea reînființării acestei direcții județene de drumuri. Eu ce vreau să vă spun la momentul ăsta? După aproximativ un an și trei luni de activitate în funcția de președinte al Consiliului Județean, vreau să vă spun că direcția tehnică, la nivelul Consiliului Județean, așa cum este acum o direcție în cadrul, în organigram aparatului de specialitate, a reușit să să atrag 10 proiecte pe fonduri guvernamentale, 10 proiecte pe PNDL, Câte au fost depuse? Atâtea am obținut finanțare, o sumă de aproximativ 150 de milioane de lei. Am semnat două proiecte pe fonduri europene, pe programul operațional regional, infrastructura rutieră, știți cele două drumuri, acum îl depunem pe cel de-al treilea, s-a deschis axa de pe finanțare, care depuneți acum? pe cel care leagă Cărpinișul bilet Variaș, trecere peste mureș, pot peste mureș și legătură cu colegii noștri din Arad, acces la autostradă la orașul Peșca. Este un drum important strategic, un, un nou acces la autostradă pentru zona de nord-vest a județului Timiș. Foarte important, foarte importantă investiție. Da, și o investiție de aproximativ 25 de kilometri, drum județean, reabilitări, posibilitatea piste de biciclete, iluminat stradal, presupune o investiție importantă. Sperăm în maxim o lună de zile să depunem proiectul și să, ob să obținem și finanțarea. Într-o lună de și, zile să aveți finanțarea? Nu, într-o lună de zile să depunem noi a, documentația. Am După aceea va fi analizat Bun, și să semnăm contractul. Un... Și ca să revin, atâta timp cât această direcție tehnică care răspunde de administrarea drumurilor județene își face treaba, nu cred că de a transfera sau de a reveni la direcția județeană e cea mai bună Bun. de decizie. Uh, domnul Bojini invoca faptul că au rămas foarte mulți bani cheltuiți anul trecut și că sunt probleme mari cu drumurile județene. Asta era și că nu s-au investit în drumurile județene. Asta era principalul argument. Deci, la nivelul anului 2017, execuția pe drumurile județene a fost pe reparații undeva la 20, 30 de milioane de lei, iar pe investiții aproape 50 de milioane de lei. 40 și a fost numai din creditul care a, mai fost care a fost contractat de pe președinția domnului Bojin. Nu cred că se pune în discuție că nu s-au investit în drumurile județene. Din contră, a fost o perioadă 2017 și inclusiv 2018, o perioadă în care s-au pregătit documentele. O să vedeți în 2019-2020 realizarea unor proiecte strategice pe infrastructura rutieră, pentru că consider la momentul ăsta e important să discutăm dezvoltarea zonei metropolitane. În jurul poliului de creștere Timișoara. De ce spun acest lucru? Pentru că, după cum vedeți și dumneavoastră, Dumbrevița, Gearmata, Moșnița, Sân Andreiu, Girocu s-au dezvoltat foarte mult. Și deja pretențiile în aceste zone sunt uh, destul de ridicate. Iar noi, Consiliul Județean, putem interveni cu ce uh, abilități și cu ce responsabilități avem noi. Drept dovadă, drumul la Gearoc 4 Benzi, drumul la Moșnița se va face la 4 Benzi Drumul la aeroport, 4 benzi, drumul prin Dumbrăvița, 4 benzi, și vom mai avea în continuare drumul pe această zonă metropolitană. Inclusiv la de... acea mini centură. Bun. Uh, nu aș vrea să trecem peste capitolul de investiții și să vă întreb de două proiecte despre care tot ați vorbit și. Cumva o le urmăresc ca și subiecte. Maternitatea, în ce stadiu sunteți? Maternitatea, Care a construită în, 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 în Curtea Spitalului Județean. perimetrul Spitalului Județean, proprietatea Consiliului Județean. Maternitatea, după cum a spus, a fost depusă, nota conceptuală, pe Programul de Cooperare transfrontalieră România-Ungaria. A trecut de prima evaluare, urmează cea de-a doua evaluare și după aceea votul în Comitetul de Monitorizare, așa este procedura, dacă vom trece și de acea de-a doua evaluare se va semna contractul de finanțare. Din ce, am inter de din ce m-am interesat, exact asta vreau să vă spun, undeva luna mai iunie se va finaliza cea de-a doua evaluare, deci ar trebui iulie august, în vara acestui an să avem semnat contractul de finanțare. După semnarea contractului de finanțare, urmează demararea documentației studiul de fezabilitate, proiect și execuție propriu zisă și finalizare? Mi-e greu să spun la momentul mă terminați ăsta. terminați până la următoarele terminați maternitatea până la următoarele alegeri locale? Nu cred. Și nu este asta ideea și ținta mea de a finaliza obiectivele până la 2020. Ideea și strategia mea este să le demarez aceste obiective și în mod special pe fonduri europene. E păcat dacă, nu putem, dacă putem obține finanțare, discutăm de 12 milioane de euro. Da, puteam suporta din bugetul Consiliului Județean și poate mișca mai repede lucrurile. Dar dacă totuși putem obține această finanțare 100 pe fonduri fonduri europene, dar e cu contribuție de 2%. 98% fonduri nereamului. Exact. Ex Discutăm de 12 milioane de Bun. euro. Mai e o, o chestiune, poate cea mai fierbinte investiție, mai fierbinte decât maternitatea spune pentru șoferii din Timișoara, anunțata parcare din centru de lângă hotel Timișoara. Unde a fost discuție? A venit și primarul cu ofertă să face 10 etaje? A spus și că, a spus că nu se poate. Că nu se poate? Ce, în ce stadiu sunteți? Ați, aveți un proiect, ceva? Nu avem un proiect. Acum am solicitat din nou certificatul de urbanism de la primărie și demarăm după obținerea certificatului și o vize, avizele necesare demarăm documentația propriu-zisă și sperăm în toamnă, dacă nu în primăvara anului viitor, să scoată în licitație. Dar mi-aș dori foarte mult în toamnă acestui an. Pentru că execuția propriu-zisă nu este de o uh, mare Complecțit. complexitate încât să ne dea bătăi de cap foarte mari. Bun. Aș vrea să mă întorc puțin la chestiunile politice, căci. Uh... Mă gândeam că am închis. No, subiectul nu, nu, și... nu, 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 nu nu, e așa simplu. <hă> Știu, domnul Dobrat, toți politicienii, când e vorba să. Dacă s-ar putea să discutăm numai despre lucrurile frumoase, da, ar fi e bine să le prezentăm și pe cele frumoase. Tocmai le-am prezentat, nu? Știți, da. noi nu facem o odă, nu ne-am obișnuit cu emisiunile tip odă, poate pe alte formate. La... Noi aici la presa live nu ni se potrivesc formatele odă, ne cerem scuze sau nu. Bun. O chestiune foarte importantă și aș pleca tot de la o declarație. Și aș vrea să vă cer o opinie. Uh, am rămas puțin surprins, recunosc, uh, în emisiunea cu domnul Bojin, când discutam despre scandalul care a fost la PMP. Ați văzut alegeri, bodyguards, oameni scoși afară, voturi despre care se spuneau că sunt gata ștampilate și, cu toate acestea, conducerea centrală a PMP a validat. Și domnul Bojin ne explica următorul lucru, spunând că nu, în politică e permis orice. Și am întrebat, chiar și furtul? Chiar și hoția? asta a spus foarte calm, da. Și vă întreb, este permis chiar orice în politică? Nu, nu pot. Fiecare partid își gestionează activitatea internă cum consideră. Eu cred că la PSD nu ați văzut... Uh acest lucru, am organizat și am participat la destul de multe alegeri la interne. La PSD Timiș, vreți să ziceți, că dacă luăm de București, iar duc aduc aminte discutăm, de congres. Discutăm de PSD Timiș, m-ați întrebat de PMP Timiș. Da. Discutăm de PMP, PSD Timiș. Am participat la destul de multe alegeri interne în cadrul partidului, unde și-au exprimat colegii mei de partid dreptul de a, democratic de a vota. Ceea ce se întâmplă la alte partide politice e strict responsabilitatea și decizia lor cum își organizează, ce fac și cum își conduc eu la vă, activitatea. Vă, vă întrebam strict ca și chestiune generală. Chiar în politică e permis orice să crești chiar și hoția? Nu, eu nu cred că se pune așa ceva în discuție. Și nu pot să discut ce s-a întâmplat la PMP. N-am fost prezent acolo, nu am văzut și nici nu e rolul meu de a analiza. Bă, vorbeați de domnul Robu, că v-a sunat să vă ureze de să mă rog, să vă urați să discutați de da. vicepreședinte la Consiliul Județean, ați discutat și de asta? Nu. Nu. Nu, nu, deloc. Nici nu, măcar o tangent, așa. Nu, n-am discutat de asta. Vă spun că de eu l-am sală l -am... ați discutat? Vă spun că <laughs> eu l-am sunat pe domnul Robu și am urat uh, sărbători fericite și, și l-am rugat și nu răspund, nu închis. Nu, nu, nu? cred. A. Nu, deocamdată n-am avut astfel de reacții. Am mai avut la adresa noastră doar publice. Personal n-am avut astfel de reacții. Vreau să vă spun că, bineînțeles că am redeschis subiectul cu sala polivalentă și am făcut și o propunere. Știți să vă spun că nu e niciun fel de secretă, așa nume propunerea de a veni cu mine la București. I-a făcut această propunere primarului Nicolae Robu? Da, de a veni cu mine la București să clarificăm ce înseamnă cu amplasamentul sălii polivalente. Dacă vă aduceți aminte, chiar în ultima emisiune care am participat la dumneavoastră, am spus foarte clar. Nu suntem împotriva realizării acestei săli polivalente chiar în Timișoara, dacă Compania Națională de Investiții va hotără. Voi solicita colegilor mei de partid, de consilier local, să susțină această investiție. Dar în același timp am rugat președintele PNL Timi să susțină în cazul în care se face pe locația și care a fost de răspunsul de domnului Robu? Legat de propunerea la telefon? Da, da că bă, va analiza și își va face timp să vină la București. Bun. Discuția aceasta a, a avut loc după ce dumneavoastră ați fost la București și v-ați întâlnit cu primul ministru al României. Da, și cu doamna Bun, Spuneți-mi ce ați discutat. Că am văzut o fotografie așa la steag. Da, cred că era cred că un întrebare normal mea, de a prezenta da, faptul că am avut o Întrebarea persoana... mea era ce ați stabilit în acea întâlnire în care ați fost, doar dumneavoastră nu am fost și președinte de Consiliului Județean, decât am înțeles. Nu, numai eu am fost. Bun. Am solicitat o întâlnire cu doamna premier. mi mă bucur foarte mult că a avut disponibilitatea și amabilitatea să mă primească în cabinet la dânsă și am discutat patru proiecte ale județului Timiș. Care sunt? Să zicem, le iau aleatoriu, nu contează priori, importanța da. lor. Toate patru, din punctul meu de vedere, sunt uh, importante. 1. Situația Institutului Oncologic de pe calea Torontalului, după cum bine știți, s-a anulat licitația privind proiectarea. Vreau să spun că după ce am prezentat foarte scurt situația, chiar dacă nu e un proiect gestionat de Consiliul Județean, dar. Prin Direcția de Sănătate Publică, eu am considerat că trebuie să prezint, nu pot să prezint un drum județean la marginea județului, prioritate pentru Guvernul României. Am prezentat prioritățile județului care necesită sprijin din partea Guvernului României. În momentul în care am terminat discuția pe acest subiect, doamna premier a și pus mâna pe telefon și următoarea întâlnire am avut-o cu doamna ministru a Sănătății. Deci a și sunat-o direct de a mă primi și să discutăm situația care este cu... Și după discuția cu doamna ministru... La sănătate, care a fost concluzia? Mai mult ca sigur că uh, următoarea comisie va solicita experți și din cadrul Consiliului Județean pentru... A participa la următoarea licitație, pentru că acum asta este procedura și este anulată. Se va relua licitația și va trebui să intensificăm acea comisie cu experți externi privind de evaluarea ofertei. Pentru cu tot vreau, altfel, respectu, acea clădire, la cât se va fi de vechi, va trebui dărâmată. Nu o să mai corespunde nici, nici, nici punct de vedere uh, pentru a fi institutul oncologic acolo. La momentul ăsta, să știți că sunt și astfel de discuții. Că ar trebuie un proiect nou pe construit pe teren de la, de zero. la zero. Poate ar pentru fi că, mai costisitor rând, să reabilităm și să creăm fluxul medical. Pentru că eu nici măcar nu e pregătit pentru astfel de fluxuri medicale acea clădire. Categoric trebuie refăcut. schimbat și refăcut. Ei, și azi zic, și s -ar s -ar nu intervin... faceți un, studiu, nu, faceți un studiu, nu faceți un studiu, de fezabilitate sau ministerul să vedem ce e mai rentabil. Păi, pentru că până la urmă vorbim tot de bani noștri. În cadrul acestei licitații care s-a făcut era prins și expertiză pentru a realiza stadiul clădirii, ce se poate modifica, cât se poate modifica și ce se poate întâmpla la momentul ăsta cu clădirea respectivă. Doamna Ministru a Sănătății mi-a spus foarte clar că va trimite experți din cadrul Ministerului de a lua o decizie dacă se mai merită să meargă pe actuala clădire și de a investi zeci, chiar valoarea estimativă, sper să nu greșesc undeva la vreo 120 de milioane de euro pe actuala clădire, sau mai bine construim de la zero... 120 de milioane? De euro, da, ceva 510-520 de milioane de lei. Cu valoarea Mie estimativă. Am înțeles. Bun, cel de-al doilea proiect? Cel de-al doilea proiect, descărcarea de pe autostradă, proiect gestionat de Compania Națională de ele? Drumuri și Autostrăzi, Ceea de pe le calea radului la intersecția cu Sân Andreiu. A venit Nicolae Robu și a făcut și un sondaj pe Facebook. Ați văzut cum ați. Este Ce cel mai important Sân Andreiu sau descărcarea de pe calea radului? Da, acum știți care e situația. Din păcate, sondajul ăsta nu știu ce efect poate să aibă, pentru că amândouă proiecte sunt foarte importante. Unul, deja e, Dumbrăvița, drumul la 4 benzi, deja ai semnat contractul de finanțare se va demara licitația proiectare plus execuție. Celălalt este acesta cu dumneavoastră gestionate gestionat către Consiliul Județean, ținând cont că discutăm de un drum județean, iar celălalt proiect este gestionat de către Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi și este un proiect care a fost depus deja la Agenția de Mediu pentru obținerea avizului privind exproprierea terenului pe acel tronson unde se va construi descărcarea. Bun. Și când va fi gata? Că știți, timișorenii încă merg prin Dumbrăvița. mi greu să spun lucrul ăsta. Nu eu gestionez proiectul. S-a depus documentația la mediu. După ce se va, solicita, după ce se va obține avizul de mediu, urmează realizarea proiectului, expropierile și sper să prindă și finanțarea pentru că până la urmă discuția care am avut-o să Obține finanțare un astfel de proiect, există posibilitatea includerii lui pe fonduri europene pe programul operațional investiții mari. Și de fapt asta am avut discuția, de a fi prins acest proiect pe deci investiții realizare, nu se știe când. realizare... Normal, în pași logici și normal, s-ar putea realiza sau s-ar putea demara într-un an, un an și jumătate investiția respectivă. Am înțeles. Bun, interesant al treilea. Sala polivalentă. E, aici e. nu un, dobra, un, știm, povestea Nu are spurt. rost să mai lăm de la cap. N-are rost. Se face sau nu se face? Da sau nu? Acum trei săptămâni a fost aprobat bugetul Companiei Naționale de Investiții. În momentul ăsta, pentru că am avut discuții și cu doamna director general în cadrul Companiei Naționale de Investiții, la momentul ăsta se va pregăti documentația și se va transmite spre Guvernul României pentru aprobarea prin hotărâre de guvern, pentru că depășește pragul de 50 de milioane de euro și trebuie aprobare prin hotărâre de guvern a acestei investiții. Ea este prinsă în strategia Companiei Naționale de Investiții pe lista sinteză, eu cred că nu vom avea impedimente Te în realizarea acestei ca, acestui obiectiv. Ca știre de ultimă oră că șeful Companiei Naționale de Investiții va transmis că această investiție va fi va nu va fi transmisă documentația spre guvernul României ca să se dea o hotărâre de guvern. Da. Există o estimare de timp pentru această hotărâre de guvern nu, și nu? nu pot să vă spun acest lucru. Din păcate, nu pot să vă spun acest lucru, dar pot să vă spun că am susținut uh, foarte serios acest obiectiv de investiții, care ar trebui aprobat ace în anul uh, acesta, să se demareze licitația privind uh, studiul de fezabilitate, proiectarea, astfel încât de anul viitor, cel târziu anul viitor, să demarăm execuția propriu-zisă. Uh, dacă discutăm de demararea execuției propriu-zise anul viitor, putem discuta în anul 2021 de inaugurarea unei astfel de investiții foarte importante pentru titlul Timișoara Capitală Culturală Europeană. Nicolae Robu vorbea de două priorități pentru Timișoara 2021, stadion și sală polivalentă. Dar cu stadionul nu avem pentru cine să facem stadion din punctul meu de vedere. Deci nu cred că e o prioritate pentru oraș în această secundă. Dar La real... momentul ăsta cred că sala e prioritate. Sala polivalentă, v-aș întreba dacă va fi gata până în 2021. Și dacă avem vreo garanție. Aveți garanția 100% că această sală se va realiza în Județul Timiș? Mi-e greu să spun lucrul acesta atâta timp cât nu noi că strategia Companiei Naționale de Investiții și nu e un proiect gestionat de Domnule, par... pe, altă, pe, altă, pe de altă parte, Compania Națională de, Guvern... de investiții. Nu, Compania Națională de Investiții este în subordinea Guvernului României. Din din guvernul României este condus de, este o majoritate PSD al de dumneavoastră sunteți președintele interimar al PSD Timiș. Păi dacă nu vă întreb pe dumneavoastră și dumneavoastră nu știți pe ce să-l întreb pe Nicolae Robu? Păi nu, dar m-ați întrebat altceva, dacă garantez 100%. Eu nu pot să garantez 100% decât pentru ceea ce fac eu. Am înțeles. Dar care ar fi șansele în proporție șanse în proporție. majore să se realizeze cât acest? la sută din sută la sută? peste 50% să, șanse majore să realizăm această investiție, dar vă spun că șansele ar crește atâta timp cât am pune tot sumărul și am merge cu toți în aceeași idee, nu am face amenințări și nu am transmite scrisori de amenințări spre compania Buh, națională de Dar întrebarea de investiții. mea, cu ce, încurcă, cu ce Se încurcă compania națională de investiții într-o scrisoare de Ă, tras de urex sau de amenințare cu amenințări venite dinspre, din, dinspre primarul domnul, Timișoarei? Domnul Dragos, să încurcă funcționarii din cadrul companiei și să pună umărul la uh, demararea unei astfel de investiții majore dacă știu că la ușă îi va pândi plângerile penale așa cum au fost uh, amenințați. Cred că fiecare om și, dorește să bun, meargă și, acasă liniștit eu nu, la familie. am înțeles de ce ar trebui să... Adică, cum, vreți să mergeți cu Nicolae Robu... Da, să clarificăm o dată. La București, tădeauna. așa de mânuță împreună cu, în avion, glumesc acum, și să-l să, vă, să -l puneți la masă, ce să le spună celor oameni, nu, nu vă fac plângeri penale, dați drumul. Domnia -am s spus, că clar. merg cu același avion. A, Mergem separat, e mai bine, e mai ok. Nu, că dacă pic avionul <laughs> să rămâne, da, cineva să conducă, nu? Să nu deci, ideea următoarea. Yeah. Încă o dată vă spun un lucru. Investiția e foarte importantă pentru întreaga regiune și cred că nu e corect să ne glumim cu astfel de investiție și să e cazul și momentul să depășim orgolile și ambițiile politice. De aceea am lansat acest apel de a merge împreună, de a clarifica situația, de a se lucida de faptul că și dacă numării... nimeni nu are un interes politic, din contră, are toată, tot sprijinul și toată deschiderea, de a-și clarifica situația patrimonială, care am spus-o de nenumărate ori că terenurile care le-a pus la dispoziție primăria Timișoara, nu sunt în regulă pentru realizarea acestei investiții și sper că ne toarce de la București da. să avem clarificat și să, să susțină... Asta plecați de la premisa că Nicolae Robu va accepta invitația. Dacă are un interes pentru acest obiectiv de investiții și conștientizează importanța acestui obiectiv de investiții, cred că da. Nicolae Robu are interesul ca că... Această sală se facă la Timișo în Timișoara, nu la Giroc. A spus-o foarte clar. Și dacă nu merge clarifica. Nicolae Robu la primarul Timișoarei la București, nu, nu se dă hotărâre de guvern? Da, da, nu se pune în discuție. Păi, și ați, să... discutat, ați discutat cu Viorica Dăncilă despre acest subiect. Ce a spus premierul României? Că a înțeles foarte clar, știa subiectul, știa toată disputa era informată legat de această dispută pe plan județean și a asigurat foarte clar susținerea pentru această investiție. A spus și unde sau nu? Nu, nu, okay. nu e atributul. Bun, al patrulea proiect despre care ați discutat? Timișoara Capitală Culturală Europeană. Și, de fapt, asta este și cel mai important din punctul meu de vedere, sala polivalentă, am legat o susținere pentru această investiție tot cu titlul de Timișoara 2021. În primul rând am ținut foarte mult să-i mulțumesc pentru că a înțeles atât dânsa cât și conducerea partidului. Să știți că am susținut foarte vehement din punct de vedere politic numirea din partea PSD Timiș și a unui coleg pe funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. Și drept dovadă am obținut această funcție și cred că vom avea și, și, să vă vedea și rezultatele în perioada imediat următoare pentru că am mare încredere în colegul meu de Iremia. I-am mulțumit pentru această nominalizare în cadrul Ministerului Culturii și bineînțeles i-am solicitat sprijin din partea Guvernului României pentru a susține proiectele privind titlul de capitală culturală europeană. Dar Mi... știți că, și am mai spus-o, Guvernul României nu va da un cec în alb. Va trebui să depunem proiecte, va trebui să Ei. le facem Ei, proiecte asta serioase. Vreau să vă întreb, aici în emisiune Uh, șeful Direcției pentru Cultură a declarat că la Ministerul Culturii există bani alocați, existau încă de anul trecut, pentru proiectul Timișoara 2021, care pot fi accesați de, de Consiliul Județean și de primărie exclusiv pentru proiecte culturale, pentru chestiuni extrem de importante, dar că acești bani care au fost puși, să spunem așa, deoparte, strict pentru acest mare proiect al României și al Timișului și al Timișoarei, nu au fost accesați nici de Consiliul Județean și nici de da, Primăria Timișoară. Și eu am văzut declarațiile directorului de la Direcția de Cultură, și mai mult decât atât, în urma acestor declarații am și avut întâlnire cu Dânsu să mă edific foarte clar și, și mi-a spus următoarea speță. Consiliul Județean poate depune pentru un obiectiv de investiții care a fost asumat în dosarul de candidatură și anume reabilitarea castelului Huniade solicitare la asociație, nu la Ministerul Culturii. La asociație, iar asociația să solicite Ministerul Culturii bani pentru finanțarea acestui obiectiv de investiții. Luăm în calcul acest lucru, nu știu dacă îl vom și aplica și vă spun și de ce. Pentru că în perioada următoare se va deschide axa de finanțare pentru patrimoniul cultural în cadrul programului operațional regional. O axă care dă posibilitatea de accesare a 5 milioane de euro fonduri europene care, ar putea, care am putea Consiliul Județean cu acești bani să... Vitalizăm o parte din Castelul Hâniate. De ce spun o parte? Pentru că trebuie să recunosc încă am mari semne de întrebare în ceea ce înseamnă recepția și finalizarea lucrărilor pe latura de nord, corpul de nord-vest al Castelului Huniate. După un an de zile, de la momentul constituirii Comisiei de Recepție, nici acum nu s-au remediat anumite lucruri și nici nu s-a finalizat recepția. Ceea ce, ce îmi dă faceți? bătăie de cap. O să vedem măsurile mai departe. Săptămâna viitoare, toți specialiștii am întâlnire cu ei, au luat act de expertiza tehnică, care a fost pusă la dispoziție de către conducerea Muzeului Banatului și vom vedea următorii pași pe care voi am avea de făcut. Dar ce strategie am vrea să aplicăm? Să securizăm corpul de nord-vest până la rezolvarea situației și a litigilor și să încercăm pe restul castelului să accesăm acest proiect pe fonduri europene și să încercăm să-l deschidem publicului restul castelului. Da, e, e atât de complicat acolo, nu știu, e pare, o, pare a fi un nord-gordian care nu știu cum poate fi tăiat. Discutăm de o lucrare care ține de aproximativ 10 ani de zile. Da, apropo de, de nou secretar de stat, de iunar de la Ieremia, care cred că ne și urmărește pe Facebook în acest moment. Atunci îl salutăm. Da. Uh, vreau, să, vreau să vă întreb dacă Ați discutat, dincolo de politică, chestiunile concrete care trebuie să vină ca și sprijini spre Ministerul Culturii și v-aș întreba în condițiile acestea ce se întâmplă apropo cu asociația, pentru că astăzi am avut și a apărut un, un protest a zeci de oameni de cultură din Timișoara care acuză și acest uh, memoriu v-a fost adresat și dumneavoastră. Așa este, am primit și eu astăzi. În care se spune că Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 în pericol și citez doar începutul, la un an și jumătate după ce Timișoara a câștigat titlul de Capitală Culturală Europeană 2021, Asociația Teme 2021, care gestionează Dosarul a evoluat într-o direcție ce îngrijorează. În locul unei deschidere a proiectului spre comunitate și a lărgirii implicării, S-a remarcat un proces contrar, soldat cu îndepărtarea principalilor actori care au contribuit la elaborarea dosarului de candidatură. Uh, au plecat marea majoritate a colaboratorilor cheie care au redactat cele două dosare. Au demisionat cinci membri ai Consiliului fără a fi înlocuiți, inclusiv președintele de onoare al Asociației. Trebuie să spunem că sunt alegeri. Și adunare generală, cum vedeți acest uh, protest în contextul mai larg al chestiunilor legate de 2021? Știți, trebuie să spun următorul lucru. Eu, de felul meu, așa sunt un tip mai conservator. Și spun lucrul ăsta pentru că am mare încredere în doamna Simona Neumann. Totuși, să nu uităm că a dus greul în ceea ce înseamnă obținerea acestui titlu și datorită expertizei dumneai ei s-a reușit să obținem la o luptă foarte strânsă cu Cluj, Cluj, napoca acest titlu deosebit care sunt fel convins că va aduce beneficii majore atât municipiului Timișoara cât și județului Timiș. Ce pot să vă spun legat de, de această atitudine din partea oamenilor sau unui, unui segment a oamenilor de sau unui grup a oamenilor de cultură din Timișoara, e faptul că au în anumită parte dreptate, dar le-aș da dreptate în sensul de lipsă de comunicare și de mai mare deschidere de partea asociației spre tot mediul spre cultural și întreaga comunitate, societatea civilă. Dacă vă aduceți aminte, a mai fost o anumită. Dispută, dispută de care curând. a fost la primărie. Exact, cu acea dezbatere și uh, i-am solicitat doamnei Neumann, am solicitat și public de a realiza cât mai repede acel consiliu consultativ unde să uh, ca, uh, copteze cât mai mulți oameni de cultură, cât mai mulți specialiști, astfel încât fiecare să aducă un plus valoare atâta timp atâta timp cât intențiile sunt deschise pentru susținerea acestui proiect. Ce vreți să spuneți că atâta timp cât să spuneți că vreți Știți să insinuați ceva? Nu vreau să insinuez absolut nimic, dar vreau să spun anumit, o chestiune foarte importantă. Este un proiect care, dacă nu îl vom duce la bun sfârșit, va fi o pată extraordinar de neagră Timișoare și județului Timiș. Avem o responsabilitate enormă și cred că nu ne permitem să facem alte jocuri decât jocul care trebuie să-l facem în sensul implementării proiectelor și în sensul continuității acestor proiecte. Știți că am mai spus-o. E important cum pregătim acum și ce se întâmplă. E important anul 2021. Dar, din punctul meu de vedere, cel mai important e ce se întâmplă după 2021. Pentru că, dacă după 2021 am tras linie și aceste proiecte nu au continuitate, n-am rezolvat absolut nimic. Da, mai e o chestiune, domnule Dobra. Până în 2021 este important ce se întâmplă anul acesta și imediat este vara, vin concediile, vine toamna, iarna și nu se întâmplă nimic concret. Uh, și mai avem 2019-2020. Mai sunt 2 ani în care, atenție, vorbim de 2 ani cu alegeri. În ambi ani, europarlamentare, prezidențiale, Așa locale este. și parlamentare. Și știm Spine foarte o bine. Perioadă și știm, și știm delicate. foarte bine că toate aceste perioade sunt. Uh, orice fel de subiect este exploatat politic. Și ceea ce văd acum, din păcate, văd deja coalizări pe zone politice, și nu vedem coalizări pe teme care să fie de dezbatere publică. Și cred că asta este unul dintre marile pericole. Eu am avut discuții cu colegii mei din uh, partid de, de a nu încerca să facă niciunul vreun demers uh, și inclusiv eu uh, de a politiza acest subiect extraordinar de uh, important. Suntem alături de conducerea asociației atâta timp cât asociația își respectă obligațiile și implementează proiectele conform calendarului de implementare. Da, sunt situații delicate, sunt proiecte majore care trebuie gestionate, sunt sume de bani în joc care trebuie cu mare atenție, chiar dacă sunt gestionate de către o asociație, discutăm totuși de bani publici, care vin și de la Consiliul Județean, vin și de la primărie, exact. vin și de la Ministerul Culturii dacă se vor depune proiecte. Trebuie maximă atenție și trebuie concentrație și a trebuie să lăsăm luptele și disputele pe ceea ce înseamnă preluarea acestei asociații. Bun. Spuneți că se lupte pentru a prelua asociația? Din punctul meu de vedere, așa cred. Și cine este în spatele grupului care își dorește să preia asociația? Nu știu, la momentul ăsta nici n-am făcut cercetări foarte adânci în acest sens, pentru că v-am spus foarte clar, atâta timp cât își respectă și dă dovadă de seriozitate privind implementarea acestui proiect, conducerea asociației are susținere în partea Consiliului Județean. Bun, va fi adunare generală. Da. Se poate ajunge la schimbarea Simonei Noiman din funcție? La momentul ăsta nu cred că se pune în discuție așa ceva. Nu cred că trebuie să se pună, cred că trebuie să recunoaște meritele obținerii titlului respectiv. Bun. Dar până Eu... la urmă știți că în cadrul unei adunări generale majoritatea decide. Bănuiesc că presa va avea acces la ședință. Bă, că nu e secret. Nu văd de ce să nu fie acces. Bun. Interesant ce se va întâmpla acolo, domnule Dobră. Discutam de 2021 și uh, discutam și de această dispută cu primarul Nicolae Robu pe tema sălii. Dar până în 2021 ca partid aveți o mare problemă. Nicolae Robu va a mai jucat dată pe degete și vă arată cumva vă tot ține la colț apropo de sediu. Uh, după o dezbatere publică despre care Toată lumea a spus că nu era necesară, că nu, nu exista niciun temei legal. S-a prelungit contractul doar cu un an. Anul viitor, văd, observ că se va relua această, această chestiune din nou. Și vă văd cumva, așa. Am văzut PSD-ul cumva tratat, făcut, cum să zic, pachet frumos pus într-un curs de Nicolae Robu și a spus că, Și Nicolae Robu a spus public și în timpul dezbaterii publice, să vedem cum se mai comportă PSD-ul, că poate îi dăm sediu undeva la marginea orașului. Sau nu îi mai dăm. E o formă de șantaj politic cu ghilimelele de rigore. Domnul de că... buță, e strict metoda și stilul lui de, de lucru și, din păcate, nu am eu nici dorința și nici disponibilitatea de a analiza acest, acest fapt și nu spațiilor comerciale, și în acest sens sper în continuare că vom obține acel. Vom obține acel contract de închiriere. Dacă dânsul an. a considerat și a dat de, vadă de, de de lipsă de fair play politic și de a da acest contract doar pe un an de zile, e strict decizia adânsului și sunt foarte convins că cetățenii municipiului Timișoara văd acest lucru și poate la un moment dat, în 2020, când au posibilitatea, vor și taxa acest lucru, chiar dacă nu sunt susținătorii Partidului Dar Social Democrat. că să taxeze oamenii? Pentru că Nicolae Robos va spune, sunt ciuma roșie, votați-mă că nu le-am dat seriu. Domnul Băța, până la urmă, în orice trebuie să dai dovadă și de un anumit fair play. Dacă nu avem această capacitate de a avea o anumită limită în comportament, în seriozitate și apelăm la îndemnul de a da cu parul sau arunca cu pietre în PSD-ști, arată, arată o lipsă de seriozitate față de adversarul politic. Păi și dumneavoastră, la, și ce o să faceți, domnul Dobra? Că nu văd o mare opoziție dinspre... Ce o să facem? Da. O să ne mobilizăm și o să câștigăm primăria Timișoara. Eh, cu care candidat? Când aveți candidat, mă scuzați. Asta, vă... asta, pare o glumă așa de, de... ce trebuie să fie glumă? Păi nu... Să nu uitați că în 2016 am câștigat alegerile în PSD, în județul Timiș și inclusiv în Timișoara la destul de multe secții de votare din cele 200, 210 secții, 212 secții. Deci există această posibilitate atâta timp cât ne vom ocupa de organizarea pe timișoara și vom scoate din timp un candidat serios cu șanse reale la a câștiga fotoliul de. Deocamdată pare că la Consiliul Local, dacă nu mai este Alfred Simonis, care să fie un opozant foarte radical, nu neapărat radical, foarte vocal, pare că ai dumneavoastră consilier local fac o poziție, dar pare așa mai decatifiat. Nu, bă, trebuie să vă contrazic. Discuțiile care am avut cu consilierii locali a fost următoarea, pentru că chiar fac opoziție și au fost vehemenți împotriva anumitor proiecte care au considerat că nu sunt în regulă, doar că n-au știut să scoată în evidență acest lucru și să problemeze mai intens faptul că nu sunt de acord cu anumite puncte de vedere ale primarului. Dar, până la urmă, și colegul meu, Dan Idolu, și colega Luminița Sundrea, Gabi Popovici, Sorin Ionescu, au fost... Adversari importanți în cadrul Consiliului Local, bineînțeles, fiecare în stilul lui. Da. Și să nu uităm pe Ion Ardeal care în stilul domniei sale a spus multe lucruri interesante despre Nicolae Robu și mi-aduc aminte aici de câteva dintre ele. Bine, ați avut o problemă la S. Nicolae A ați rămas fără președinte. Ce s-a întâmplat? Și-a dat demisia. Dar cum așa? De ce? Adică v-a sunat cezi sau nu? Nu -a, -a, sunat, sunat? a sunat, a transmis demisia la sediul partidului, am luat atac de ea, s-a discutat. Și n-ați avut o discuție înainte, v-a luat prin surprindere această demisie? Nu știam dacă n-a vrut să mai discute și a luat această decizie și a transmis-o fără să anunțe înainte, e strict decizia. Domnul Farca, ce face? S-a mutat la. Nu știu și nici nu mă se... interesează. Da. L-ați luat de la spune? PDL. Așa este. Regretați acum că l-ați luat de la PDL? Nu, pentru că până la urmă a avut o anumită muncă politică, n-am avut rezultatul pe care ni l doream, sper să reușim o nouă construcție acolo. Din păcate, să știți că am solicitat de la primăria orașului Sfânt Nicolau prezența la ședințele de consiliu Local și n-are niciun procent de 50% prezență, ceea ce nu poate să mă bucure și putem discuta de opoziție în cadrul Consiliului Local. Asta ar fi trebuit nu... să știți, nu se cerți de la primărie. Adică... Nu, nu, nu. De, tocmai pentru că știam lucrul ăsta, am cerut ca să am și documentele oficiale. Știam, dar nu îmi place doar să merg pe e, povești și discuții din partea altor Amenința Amenințați organizațiile din județ că vin evaluări, că schimbați nu ameninț, oameni? Nu ameninț pe nimeni. Că faceți, suntem refaceți în perioada, echipe? Suntem Desum în perioada acum de alegeri locale, nu ameninți pe absolut nimeni, din contră încurajez de a participa în cadrul echipelor de conducere la organizațiile locale pe toți cei care vor să se implice. Am transmis foarte clar că în organizațiile unde, ani de zile, am avut rezultate slabe și, în continuare, unii mai uh, doresc să rămână pe funcția de președinte, vicepreședinte, nu se va întâmpla acest lucru. Va trebui să avem curajul să luăm anumite decizii, astfel încât să întărim echipa la nivel județean. Bine, să vedem, se anunță vremuri interesante. Foarte să, să vedem ce o să fie și la Consiliul Județean Dacă aveți sau nu Negocieri Sau e doar o furtună într-un pahar cu apă Văd că bucurie mare a fost Să vedem finalul Vă mulțumesc domnilor și domnilor Ne revedem mâine Cu o emisiune zic eu Interesantă despre stat paralel SRI Și multe alte chestiuni importante. Până mâine seară vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați câinele de pază al democrației nu latră, sfârșie. O seară nebănuită.